Kevin Mitnick este considerat unul dintre cei mai căutați hacker din toate timpurile. Acesta s-a jucat cu societatea mergând gratuit în autobuze, interceptând apeluri telefonice, manipulând sistemele de comunicare de la McDrive și, desigur, a obținut acces neautorizat la zeci de rețele de calculatoare. Dar niciodată nu a făcut-o pentru bani și nici nu a folosit datele pe care le-a descoperit în scopuri malefice. De aceea, FBI a vrut să-l găsească pentru a-l aduce de partea lor. Câte trucuri de hacking a reușit înainte ca cei de la FBI să-l prindă în sfârșit? Vom afla împreună încă de la o vârstă fragedă se poate spune despre Kevin Mitnick că avea ceva special găsind modalități de a manipula sistemul pentru a obține ce și dorește. La doar 12 ani, în 1975, în timp ce colegii de școală plăteau autobuzul, el găsise deja prima cale de a păcăli societatea. Societatea de transport din Los Angeles folosea la vremea respectivă un sistem de perforare a biletelor de autobuz, iar de fiecare dată când mergeai cu autobuzul, biletul tău avea o perforație foarte Specifică. Mitnic a observat că toți șoferii de autobuz foloseau același tip de perforator, iar asta era singura informație de care avea nevoie. Cu un zâmbet pe față a reușit să convingă un șofer de autobuz că lucrează la un proiect pentru școală și a cerut un perforator de probă, întrebând și despre locația de unde ar putea cumpăra unul. Acum cu propriul său perforator avea nevoie doar de bilete nefolosite pe care le-a găsit lângă garajul companiei de autobuze. De atunci a mers cu autobuzul gratuit. Actul de a păcăli șoferul de autobuz are de fapt un nume, Inginerie Socială este ceea ce folosesc psihologii ca termen pentru a descrie manipularea oamenilor pentru a efectua acțiuni sau pentru a divulga informații confidențiale. Așa cum se dovedește, încă de la o vârstă fragedă, Midnick era foarte abil în manipularea sistemului și a oamenilor. După ce a păcălit sistemul de transport din Los Angeles, a migrat către o nouă formă de hacking social, phone hacking, accesarea ilegală a liniilor telefonice. Înainte ca internetul să fie accesibil populației, telefoanele au fost una dintre tehnologiile accesate în mod ilegal de către hacker cel mai frecvent. Această metodă era populară mai ales între anii 60 și anii 90. Hackerii învățau cum funcționează sistemele de operare ale telefonului, după care puteau găsi o modalitate de a le exploata. Un hacker de telefon precum Kevin putea colecta numere de telefon, ascunde propriul lor număr de telefon și chiar putea transfera costurile apelurilor efectuate către alți clienți ai companiei. Mitnick a dus cu un pas mai departe accesarea ilegală a sistemelor telefonice. Acesta putea imita tonuri de apel doar fluierând, astfel încât, făcând câteva sunete de frecvențe înalte, putea efectua apeluri telefonice internaționale fără a plăti un singur ban. Deși ar fi putut folosi abilitățile sale sociale și tehnologice de hacking pentru tot felul de activități legale, în anii adolescenței, Midnick le-a folosit mai ales pentru a se distra împreună cu prietenul său, Louis. De exemplu, Kevin a considerat amuzant să acceseze un difuzor de la McDrive, Folosind un radio modificat cu două sensuri, el a reușit să înlocuiască sistemul astfel încât sunetul care în mod normal ajungea în casca casierului McDonald's să fie transmis direct către el în mașina parcată peste stradă. Asta însemna că putea răspunde comenzilor clienților și putea face tot felul de farse, pretinzând că este angajat McDonald's. Atunci când casierul și-a dat seama că se întâmplă ceva și a ieșit să cerceteze, uitându-se de aproape la aparat, Kevin a strigat prin radio: La ce? ai bate uiți și cum era de așteptat, casierul a tras o spaimă destul de puternică. Așa cum se vede până acum, Kevin Midnick era un tânăr talentat care nu avea nicio problemă să se distreze manipulând tot felul de sisteme. Dar haideți să vedem cine a fost acest adolescent și de unde a venit și cum a învățat toate aceste lucruri grozave. În primul rând vă vom spune că s-a născut în Van Nuys, care nu era prea departe de Hollywood, a învățat la liceul James Monroe, timp în care a devenit operator radioamator. Această experiență de primă mână în radio este cea care l-a ajutat să înțeleagă cum funcționează lungimile de undă și semnalele electromagnetice, perioadă în care el accesa ilegal și sistemele de telefonie. Camera Radio i-a oferit acces și la sisteme și programe informatice despre care majoritatea adolescenților din lume nici măcar nu auziseră. Dar cum tehnologia avansa, la fel se întâmpla și cu abilitățile lui Mitnick. În 1979, când avea doar 16 ani, a obținut pentru prima dată accesul neautorizat la o rețea de calculatoare. Această rețea aparținea unei companii numite Digital Equipment Corporation sau DEC, iar Kevin a intrat în sistemul lor și a copiat software-ul companiei. Acest lucru urma să aibă consecințe 9 ani mai târziu când a fost acuzat și condamnat. În 1981, Kevin, în vârstă de 17 ani, și prietenul său, Louis, au accesat sistemul informatic al companiei Pacific Bell, o companie de telefonie deținută acum de ATT. Odată intrat în sistem, Kevin putea devia liniile telefonice și intercepta orice apel. Clienții Pacific Bell au început destul de repede să se plângă de ceea ce credeau că sunt erori și glume proaste. Asta deoarece Kevin nu se temea să răspundă unor la apeluri și să arunce câteva glume de prost gust. Fiind interesat în mod evident de Pacific Bell, într-o noapte, Kevin s-a furișat în clădirea în care era sediul lor și a luat manuale și documente care conțineau parole. Planul era simplu, avea de gând să copieze documentele peste noapte și să le ducă exact acolo unde le-a găsit înainte să vină dimineața. Cu toate acestea, Kevin nu s-a așteptat ca lui să spună altui prieten despre planul lor, iar acesta din urmă să-i denunțe la poliție. Polițiștii l-au prins în ziua următoare și el a fost condamnat la trei luni în spatele gratiilor și un an de probațiune. Ai crede că după ce a ajuns în închisoare, Kevin și-a învățat lecția, dar nu, din contră, odată ce a fost eliberat de probațiune, era plin de idei trăznite. Următorul său proiect de hacking a fost NSA, adică Agenția de Securitate Națională, unde a reușit să asculte conversațiile celor mai supravegheați oameni din lume. Dar cea mai mare realizare de hacking a fost cea din 1983, vreme în care studia la Universitatea din California de Sud. Folosind un computer de la universitate, probabil un TRS-80, Mitnick a obținut acces la ceva numit ARPANET, un strămoș al internetului care era rezervat marilor corporații, universităților, și armatei, deci era foarte important. În 1987, Kevin împreună cu amicul său Lenny Di Ciccio, au obținut acces la rețeaua internă a laboratorului de cercetare DEC. Nu le-a fost foarte greu, deoarece Lenny lucra acolo. Astfel a putut ghida pe Kevin în direcția corectă și accesul în sistem a fost obținut rapid de către acesta. Dar de data aceasta era diferit pentru că Mitnick nu se infiltra în rețea din curiozitate, amuzament sau pentru o provocare. El avea ca scop să copieze codul surs al unui sistem de operare numit VMS. Misiune îndeplinită, dar din nou Kevin a ajuns să fie prins, deși nu din cauza neglijenței sale, ci deoarece din nou cineva l-a turnat, prietenul său Lenny. El i-a informat pe cei de la DEC despre hacking-ul lui Kevin în rețeaua companiei și apoi a acceptat să fie informator FBI, purtând chiar un microfon atunci când l-a invitat pe Kevin în casa lui pentru a discuta următoarea etapă a planului lor. Pentru această infracțiune, Kevin a fost condamnat la un an de închisoare și a trebuit să meargă la un program de reabilitare de 6 luni pentru a-și trata dependența de computer, dar acest program bineînțeles că nu a funcționat. După mai multe accesări ilegale ale sistemelor unor companii precum IBM, Nokia și Motorola, mai multe arestări, mai multe probații și o vânătoare a FBI-ului care i-a condus pe agenți până în Carolina de Nord, Mitnick a fost găsit și arestat în februarie 1995 la apartamentul său din Rayleigh. Acesta a fost sfârșitul unei urmăriri foarte mediatizate, Picătura care a umplut paharul a fost atunci când a piratat sistemul informatic al lui Tsutomu Shimomura, un om de știință. Acesta din urmă, deranjat de faptul că devenise o victimă, a urmărit hack-ul către un modem conectat la o antenă din apropiere de Riley, iar poliția l-a găsit pe Kevin la scurt timp după asta. Pentru sutele de hacuri pe care le-a orchestrat în cele două decenii, Midnick a primit 14 acuzații de fraudă informatică, 8 pentru deținerea dispozitivelor de acces neautorizate, interceptarea comunicațiilor electronice, accesul neautorizat la un computer federal și cauzarea de daune unui computer. După eliberarea sa din 21 ianuarie anul 2000, Kevin era la o răscruce de drumuri. Ar putea continua pe același drum, să acceseze ilegal date, să vure informații și să-și bată joc de guverne, sau își putea folosi talentele în scopuri bune. Așa că, în loc să lucreze împotriva companiilor, un hobby care l-a făcut unul dintre cei mai căutați infractori ai Americii a decis să lucreze pentru ele. Cei de la FBI erau conștienți că în ciuda faptului că Midnick avea acces la cărți de credit, numere de securitate socială și software-ul diverselor companii, el nu a cheltuit niciodată vreun cent din banii cuiva. Aceasta a fost cheia pentru trecerea sa de la infractor la om al legii. În momentul de față, Mitnik nu mai este hackerul de care se temeau guvernele, companiile de telefonie și publicul american. El lucrează acum pentru băieții buni, în calitate de consultant de securitate, vorbitor public și scriitor are chiar propria companie de consultanță în domeniul securității și oferă servicii atât multor companii Fortune 500 cât și FBI-ului. Midnick oferă și o serie de servicii de testare a securității pentru cele mai mari companii din lume. În plus, el predă cursuri de inginerie socială a agențiilor guvernamentale, învățându-i cum să beneficieze de ea și cum să se protejeze. Cu toate acestea, există întotdeauna un truc în mâneca lui Kevin. De exemplu, cărțile de vizită pe care le dă la evenimente pot fi folosite pentru a deschide încuietorii. În ciuda urmăririi de ani de zile și daunelor provocate multor companii, Mitnick spune că nu a vrut niciodată să facă rău. Acesta a declarat: N-am vrut niciodată să fac rău cuiva prin ceea ce făceam. Eu doar mă distram, eram magicianul care spărgea sisteme și le accesa codul. De aceea accesam telefoane mobile și sisteme de operare ca să devin un hacker și mai bun. Desigur, nu toată lumea este de acord cu Kevin care a petrecut totuși 5 ani în închisoare pentru că a furat software de la o serie de. Companii, provocându-le daune materiale de sute de mii de dolari. Încă din vremurile când călătorea ilegal cu autobuzul, el exploata cea mai bună calitate a oamenilor, dorința lor de a ajuta. Deci, ce credeți despre Kevin? Este un personaj pozitiv sau negativ? Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!